Cantitățile mari de zăpadă căzute în municipiul Slatina în ultimele zile au adus pe capul slătinenilor o nouă problemă în afară de lupta cu nămeții. Astfel, pentru că mașinile pentru colectarea deșeurilor menajere nu mai pot pătrunde în cartiere prin parcările afundate în zăpadă, ghenele de gunoi menajer oferă o imagine dezagreabilă și în același timp emană un miros greu de suportat. Încă de când a început ninsoarea municipiul nostru, mai multe cartiere din oraș au început să ofere o imagine dezolantă, ce a căpătat amploare de la o zi la alta. Directorul firmei de salubritate susține că se lucrează la foc continuu pentru înlăturarea gunoaielor. Ne-am apucat de ieri de la ora 2 să dezăpezim punctele de colectare și să ridicăm gunoaiele. Accesul ne este foarte îngreunat și din cauza stratului mare de zăpadă și din cauza mașinilor care au parcat în fața containerelor de gunoi menajer. Lucrând la flux continuu și dimineața și noaptea să rezolvăm această situație. Câteva dintre cartierele unde se pot vedea imagini deloc de invidiat sunt Crișan, Alea Mărului, Primăverii, Școala Generală numărul 5, Alea Muncii, Tunar, dar și zona Pieței Steaua. Cetățenii spun însă că vina este atât a firmei de salubritate care nu colectează deșeurile la timp, cât și a oamenilor care fie vară, fie iarnă se comportă necivilizat. E timp de iarnă acum. E mai greu cu unul. Ar trebui să cureze, dar dacă e timpul ăsta de iarnă acum, e mai greu. Aruncă fiecare cum poate și așa când e timpul frumos, dar timp de iarnă. Așa e aici în Slatina. Nu e frumos așa ceva. Din cauza aia sunt și atâtea boli și atâtea probleme. Deci e urâtă treabă. De ce doi pași pentru ce nu se deplasează, nu-mi dau seama. Deci nu sunt de acord cu așa ceva. A cui credeți că este vina? A locatarilor. E de vină, da, și conducerea că nu au dezepezit la timp. Prin urmare, Slatina are acum o imagine dezolantă, munți de zăpadă ridicați în intersecțiile din centrul orașului și grămezi de deșeuri menajere lângă containere, în spatele blocurilor și nu numai.